structure. May I take some pictures? Absolutely. Încercăm din această expoziție să punem în discuție termenul de poros, pentru că asta este ceea ce acești oameni de știință studiază. Și desigur că la prima vedere am început să căutăm, cel puțin noi cei din zona artistică, care s-ar fi materialele poroase. Și mare ne-a fost surpriza să aflăm că, de fapt, prin excelență, omul este un material poros. Aceste colaborări între artiști și oameni de știință au devenit foarte apropiate. Și când spun echipa de artiști, mă refer la cei doi artiști români, Florian Macândea și Cosmin Hayash, și la cei doi artiști din Norvegia, Maria Castellano și Charles Stensley, care au colaborat îndeaproape cu patru oameni de știință, doi de la Universitatea Politehnică Timișoara, respectiv rectorul Florin Drăgan și domnul prorector Liviu Marșavina, și cu doi oameni de știință din Norvegia, de la unul din cele mai reputate centre de fizică, de studiu al fizicii, PORLAB, Alex Hansen și Marcel Mura. Sunt trei obiecte cinetice, trei obiecte iterate, pe care le-am numit studii pentru internal flow. Sunt un fel de mărturie vizuală a unor fenomene care se întâmplă, de fapt, în fizică. Cu cât te uiți mai atent la porii din interiorul materiei, cu atât par cumva mai misterioși, cu atât e mai greu de explicat ce se întâmplă cu curgerea fluidelor, aerului, apei. So this is a prototype of a liquid computing device, analog water-based computing. This is a 3D construction with channels that guide water around, making it do simple, very simple computing operations. So it's basically building on principles in nature, porous principles as well. The inside is also a porous chamber where the liquid flows through the cube. Conceptul instalației este captarea CO2-ului din atmosferă. Am vrut să îmi dau seama dacă putem, din suflarea unui individ, dacă putem capta CO2-ul. Atunci când expiri aer într-un senzor CO2, pornesc toate cele patru zone plus video. Instalația se numește ICE. Și este o chestie foarte simplă care face zăpadă. Ideea este că în curând s-ar putea să expunem în muzee, în loc de artă sau de opere renumite, gheață și alte elemente ale naturii care încep încet încet să dispară din zona noastră. So yeah, so this is a 3D printed material. And so that forms the porous structure, and this mimics a lot of real natural phenomena, like for instance when it rains and the water infiltrates in the soil is a porous material, so the void space between the soil grains, that's where the water stays. And that's very important because that's where the roots from the plants reach this water that is trapped there in the soil. La cámara. Hola, Pucho. ¿Qué tal? España. Acaba de empezar el colegio. This work is about a cyber placenta. So I started to work with placenta with the aim to think about the future of this organ. How about if we can keep the placenta alive in a machine? It's known that placenta have stem cells that can be used to, in case of illness. It's always a fascinating city with all its history and wonderful Art Nouveau architecture. So it's a beautiful place to just, you know, walk around and freedom of being away from home and also seeing, you know, a city full of culture and life. So I really enjoy it.